Cebotari a fost una dintre vocile care au asigurat o foarte bună ambianță muzicală pentru cei care au avut curiozitatea să viziteze la deschidere standul Descoperă Dâmbovița, care se află în perioada 15-17 octombrie în foaierul Senatului de la Palatul Parlamentului din București. Ana Cebotari este foarte bine cunoscută publicului dâmbovițean datorită numeroaselor apariții în spectacolele susținute alături de Filarmonica Muntenia a Centrului Județean de Cultură Dâmbovița. Au fost pe aceeași scenă și alți artiști care au conturat o bună parte din profilul cultural al Târgoviștei, un oraș istoric despre care nu degeaba se spune că a dat țării o cultură și o limbă. La inițiativa senatorului Adrian Țuțuianu s-a organizat un stand de promovare pentru a face cunoscut județul Dâmbovița cu a sa reședință de județ, Târgoviștea, fosta capitală pe care o acoperă, așa cum spunea Nicolae Iorga, giulgiul de aur învechit al amintirilor. Întreaga prezentare a pornit de la un monolog, acela al lui Vlad Țepeș. Vlad Voievod Dracule, domn al țării românești, cunoscut de voi și sub numele de Vlad Țepeș, am venit astăzi aici ca să vă aduc aminte de faptele mele. Că cei ce nu cunosc trecutul nu vor ști să trăiască în prezent. A interpretat Daniel Uță, actor al Teatrului Toni Bulandra din Târgoviște, o instituție extrem de activă și unde fiecare stagiune vine cu noi spectacole care se bucură de foarte bune cronici în critica de specialitate. Alături de filarmonică și teatru, muzeele și istoria pe care o ilustrează sunt veritabilele podoabe ale orașului și județului întreg. Cât despre județ, hotarele acestuia încep chiar de la Munții Cei Mari, unde stă de strajă Sfinxul. Legat de județul Dâmbovița, sunt 89 de unități administrativ-teritoriale, 82 sunt comune, 7 sunt orașe, capitala este municipiul Târgoviște, a fost capitala țării românești până la 1714, ultimul domnitor care a avut reședință și la Târgoviște a fost Constantin Brâncoveanu. După moartea lui Constantin Brâncoveanu, capitala țării s-a mutat definitiv la București. Constantin Brâncoveanu a funcționat 14 ani cu două capitale, Târgoviște și București. În municipiul Târgoviște avem o curte domnească pe unde au trecut, spunem noi, 40 de voievozi, dar istoria ne arată că sunt mai mulți. La Târgoviște există celebrul turn al Chindiei, care este un element de identificare vizuală a orașului, dar și un monument istoric cu vechime și important pentru comunitatea locală. La Târgoviște avem 22 de biserici monumente istorice de ev mediu. În județul Dâmbovița avem Babele, Sfinxul, avem stațiunea Muren Padina Peștera, recent atestată ca stațiune turistică de interes național. În județul Dâmbovița avem o universitate, Valahia la Târgoviște, care a împlinit recent 26 de ani de la înființare, cu peste 10 facultăți, cu programe de licență, de master și doctorat. De asemenea, în județul Dâmbovița avem 3 stațiuni de cercetare, una pentru cercetare pomicolă, cea de-a doua pentru cercetare în piscicultură și cea de-a treia este o sucursală a unui centru de cercetări în domeniul zootehniei. Vă mai precizez că și Universitatea Valahia din Târgoviște are la acest moment un institut de cercetări tehnologice avansate, foarte bine pus la punct într-un cadrul unui proiect european. La Universitatea din Târgoviște sunt 8400 de studenți astăzi. Vrem să reprezentăm astăzi, așa cum știm noi mai bine, o mică parte din produsele noastre tradiționale din județul Dâmbovița, asigurându-vă că sunt multe și multe alte bunătăți în județul nostru pe care ne-am propus să vi le prezentăm în viitor. Municipiul Târgoviște, sigur, un oraș încărcat de istorie, cetatea celor 33 de voievozi. Și astăzi în Târgoviște există repere foarte, foarte importante din acest punct de vedere. Complexul monumental Curtea Domnească, de asemenea
bisericile, monumente istoric din Târgoviște, muzeele pe care municipiul Târgoviște le oferă, reprezintă tot atâtea motive pentru a veni și a vizita municipiul Târgoviște. Însă municipiul Târgoviște nu este numai un oraș al trecutului, este și un oraș al prezentului. Mai vreau să remarc că în județul Dâmbovița, sigur că populația majoritară este de etnie română, români, dar vreau să știți că avem și o diversitate etnică importantă. Veți vedea astăzi prezenți aici reprezentanții comunității bulgare din Târgoviște. Da? Zaednu este asociația culturală care este alături de noi astăzi. Avem bulgari la Băleni și la Petrești, Puntea de Greci, cu precizarea că ei sunt numiți în limbajul comun sârb, din considerente care țin de istorie și nu are rost să le dezvolt eu acum. De asemenea, avem o comunitate romă care e destul de importantă, circa 26.000 de persoane, la o populație de circa 540.000 de locuitori. Partenerii Consiliului Județean Dâmbovița în cadrul acestui proiect se află Complexul Național Muzeal Curtea Domnească Târgoviște, Centrul Județean de Cultură Dâmbovița, Primăria Municipiului Târgoviște, Universitatea Valahia din Târgoviște, Teatrul Toni Bulandra Târgoviște, Comunitatea Bulgărească Matei Voievod, Bazinul Legumicol Băleni, Căminul Cultural Izvor de Apă Vie Vulcana Pandele, producători locali din întreg județul.